Приветствую всех на своем канале YouTube. Вторая жизнь трехпрограммной радиоточки Украина ПТ-303. Включаем в электрическую сеть. Catalog, mâine dăm petrecere, domnule Eugen Niță. Când am aici și jucăm împreună, am mai îmbrățișat o dată pe Madalina Ceaușescu. Из трех программ работает третья кнопка. Dar nu te iartă dacă ești fericit. Pup și vă îmbrățișez cu drag din dragă noastră Vero din Brăila. Mulțumesc de suflet. Rodica Răuțu, în continuare cu noi. Emi Militaru. Mă bucur că am nimerit-o de asta dată și sper să fie bine și altădată. Cristina Darie, fericire maximă aici în Domnești, în Info, când asculti Radio România Antena Satelor și pui arbagic și usturoi în grăsime cu muzică bună, altfel merge la treaba. Tretie knopke, și sper eu că v-au plăcut și primim antenu Satelor 153 kHz, длинные волны. Вот такой перестроенный приемник. Ожил 19 марта сегодня 2022 года. Время в Кишиневе 14 часов. După știrile de la ora 12 suntem din nou împreună la Vești și Povești. Rina Mogoș a făcut astăzi echipă cu mine. Mâine ne auzim, dragilor, până la reauzire. Pace și iubire! Din 2019 luptăm împotriva poluării cu plastică apelor. Colectăm tone de deșeuri de plastic, amenajăm mai este radiotransleționă linie. Mai avem încă multe de făcut. Împreună подключена наружная антена. Și alege cum vrei să te implici. Fă un pas spre o Românie DeepL. O campanie desfășurată de Asociația Mai Mult Verde. Inverter V. Заземление. Zâmbește în fiecare zi. Asigură-te că ești bine, ca să te bucuri de viață, de cei dragi ție. Nu-ți fie teamă. Fă-ți periodic o mamografie, pentru că poate ajuta la depistarea din timp a cancerului de sân, în special dacă ai între 50 și 69 de ani. Asta înseamnă șanse mai mari la vindecare. O faci pentru tine, pentru că starea de bine a familiei tale depinde de sănătatea ta. Sunt Iuliana Tudor. Intră pe pentrutine.eu. Proiect cofinanțat din Fondul Social European pe programul operațional Capital Uman 2014-2020. Ce conține vaccinul? Ce conține vaccinul? Vă să mă gândesc mereu. Copii fericiți. Să scoată capul din telefon și să meargă normal la școală. Duminica la părinți în alte sate, masă pusă frumos după biserică, ciberișorii adunați în toată țara. Hărmălaie mare, să avem multe să ne povestim. Alegem să te vaccinezi acum. Împreună învingem pandemia. O campanie a Guvernului României și un... Craiova. În perioada 23-27 martie, cel mai citit târg de carte de la cel mai ascultat radio vă așteaptă în foaierul Teatrului Național Marin Sorescu din Craiova și pe gaudeamus.ro. Cele mai prestigioase edituri, autori consacrați și noutăți editoriale
deschid sezonul național al târgurilor de carte în inima Olteniei. Program de vizitare de miercuri până sâmbătă, între orele 10 și 18. La treiei cnopte 153 kHz. Eveniment organizat de Radio România. Volna. Suntem antena satelor și ne iubim ascultătorii. De aceea încercăm să ne facem auziți cât mai simplu de cât mai mulți români. Cei care nu ne pot asculta la radio sau online, ne pot asculta la telefon. Dacă ai un abonament cu minute nelimitate în orice rețea națională, sună la 031 50 40 484 și în receptor va răsuna antena satelor. Atenție! Dacă nu deții un abonament cu minute nelimitate, acest serviciu se tarifează normal, dar nu este gratuit. Antena satelor. De acum, ajungi la noi de oriunde, mai ușor ca oricând. Vremea în Chișinăvi, 14 часов. Le trimitem la minut dedicații muzicale. Dedicații muzicale cu Alexandra Vuță. Zâmbete pe melodii. Ora 14 a sosit, iar noi vă salutăm, dragi Alexandra Vuță și Irina Mogo, și vă sunt pe gazde în această oră, până la 15, așadar, la dedicații muzicale aici la Radio Antena Satelor, într-o după-amiază de sâmbătă însorită, dar rece în continuare pentru mai bine de jumătatea lunii martie. Dinainte am văzut eu însă vestile sunt bune din punct de vedere meteorologic. Printre numele interpreților care ne vor încânta, se numără Mihai Cioban, Tina Militaru, Constantin Enceanu, Ileana Lățeanu, dar și mulți alții, bineînțeles, în funcție de timpul pe care le vom avea la dispoziție, pentru că nu e așa atunci când suntem la dedicații. E prion la Ilgu, Dline Volne. Dragilor, vă așteptăm alăturie de noi, suntem și pe pagina de Facebook și acolo ne găsiți, puteți lăsa mesaje. России и Европе. Соединенные Штаты. Ai lăsat și pe alții să intre în direct dacă s-a întâmplat ca voi să fie intrat deja în această săptămână. Prium la Viego. Haideți să auzim și voi și noi să mai aflăm cine ne mai ascultă, de unde ne ascultă și ce are de spus în direct aici la dedicații muzicale. Așadar, le dăm drumul voiei bune și o ascultăm pentru început pe Mariana Căpitănescu Ionescu. Вот такая вторая жизнь трехпрограммной точки Украина. Ставим лайки, подписываемся на канал. И до новых встреч. Всем мира и спокойствия.